Deci bine că să mă uit la Examenul. E un film mai puțin cunoscut. E un film psihologic. Bun. Și? Altă pasiune? Nu știu, mașinile îmi plac, sportul și am omis. De ce am omis? Nu știu. Boxul. E pasiunea... Faci box? Da. De câte ori pe săptămână? Mai rar în ultima perioadă. De ce? Am o inflamație și nu-mi permite asta. E o condiție, o chestie medicală, o problemă medicală care durează foarte puțin. Am fost la medic, totul în regulă. Și nu mă lasă să mai practic sportul. Care-i zeița dragostei? Afrodita. Ție-ți place de Zeus? Sau de Ares? Nu știu. Nu știi? Nu știi nici legendele Olimpului. Doamne, trebuie o presimțire că diseară Tachio și începe ea. Sper. Vom trebui să mă vedea. E garantat. Deci n-ai urmărit Casa Iubirii, nu știi cine e singură, cine nu. N-am urmărit din motivul următor. Am vrut să intru aici să le cunosc pe fete direct, personal. Bun. Nu am vrut să vin cu informații în afară. Noi avem un obicei aici în Casa Iubirii. De obicei, cei nou veniți invită fetele la dans, își aleg ei 2, 3, 4 sau chiar pe toate fetele, le invită la dans. Este valabil chiar și pentru fete, invită băieții la dans. Astăzi, din păcate, ai ghinion. Nu o să inviți nicio fată la dans. Dar vreau să-mi spui 3 fete care ți-au atras atenția. Așa, la prima vedere și din ce ați discutat. Trebuie neapărat să fac asta? Zi, mulțumesc că nu te pun să dansezi. Să o facem altfel dacă vrei. Dansezi și inviți 3 fete la dans. Ok, spun atunci 3 fete. 3 fete? 3. 3 doamne și toți 3. Uite la ecusoane. Da. Hai că au și ecusoane. Sărăcuțele, nu mai le numesc la ecusoane. Ordinea e aleatorie. Da. Nu contează ordinea. Alexandra, Nicoleta și Kinga. Bun. Nicolas, ai venit pentru o fată anume, nu trebuie să-mi spui numele ei. Poate că da, poate că nu. Că dacă eu știu nu pentru cine ai venit. Eu știu pentru cine ai venit, da. Nu te dau de gol, vreau să-mi răspunzi doar sincer, da sau nu? Da. Deci a venit pentru o fată anume. Fără să se uite la emisiune. Exact. Uitat așa întreagă. Și cum a înțeles asta? Pe noi sigur. Păi dacă i-a tras atenția și a văzut că și-a făcut... Dar fată, nu știe că ești luată. Că a spus că nu se nu pentru tine a venit. Eu sunt nouă. Da, ea încă nu a apărut. Deci mai rămân două. Păi, și zic că e Kinga. Întrebarea a fost la timpul prezent. Cine mi-a atras acum atenția? Da, și ea a apărut. Ei, ele desfac firul în patru. Mă rog. Nu m-am spus, nu m-am uitat ca să nu vin cu informații din afară și cu preferințe și acum. Vorbesc acum, pe loc. Haideți să facem conexiunea și cu băieții. Nu pot veni și ei. Am fost tot timpul? Nu pot veni și ei, doamna Andrei. Ce faceți? V-au plăcut dansurile? Da. Foarte frumos. Foarte frumos. Aproape că vrem să mai vedem o dată. Te mișcă bine de tot. Siguranța asta a voastră nu mă face decât să chiar să le fac. Și de față cu noi acolo. Venim acolo? Nu știu de ce trăiți cu această impresie. Mă speriați. Încercăm și noi. Pentru că tot am văzut impresii din conexiune și vrem să vedem așa față în față. Da. Bine, fie, suntem la început de săptămână și dacă tot insistați cu treaba asta, o să vă rog să stați acolo liniștiți. Hai, știu. Retrag inimioara. Da. Băieți, cum vi se pare Nicolas? Ok, mi se pare un băiat... Nicolas sau Nicolas? Accentul nu e fiecare cum... Nicolas. Mie mi se pare Nicolas, un băiat ok. Mi se pare un băiat de ce? Un băiat de treabă. Mi se pare inteligent, educat. Și cred că fetelor o să le placă de el.
Adică lui Maria. Noi am considerat că o să-i placă Maria. S-a blădat din cap. Foarte ok până... Pentru că Maria este pe gustul lui. A spus că îi plac fetele blonde la un moment dat. Mai nu conformist. Și că... Și că ar vopți-o pe Alexandra blondă. Și a văzut-o pe Maria cum mângâie planta și l-a emoționat. L-ați auzit când și-a ales cele trei fete? Adică lui Maria. Noi am considerat că o să-i placă Maria. S-a blădat din cap. Foarte ok până... Pentru că Maria este pe gustul lui. A spus că îi plac fetele blonde la un moment dat. Mai nu conformist. Și că... Și că ar vopți-o pe Alexandra blondă. Și a văzut-o pe Maria cum mângâie planta și l-a emoționat. L-ați auzit când și-a ales cele trei fete? Nu, dar știm... Știm de două. Pentru cine a venit, de am trei, nu știm. Nu știu, dar pe Kinga au văzut foarte interesant. Ar fost de Kinga, Bianca și... De ce le-ai spus? Paolo. Eu încerc să te țin aici, să nu... M-am întrebat băieții. Am vorbit ca între băieți. Știi când să le răspund. Am vorbit ca între băieți. Că nu sunt niște camere, băi. Dar nu le-am spus în mod explicit. Nu, frate. Dar ce le-ai zis? Mai multe fete. Ce v-a zis? Kinga, le-ai zis Kinga, Bianca și restul. Bianca, Maria și Kinga. Nu. Maria, Bianca. Aici nu a spus asta. A spus doar Kinga, Bianca și restul. Și-a schimbat opinia pe parcurs. Aici a lucrat cu totul alte fete. A zis Graziella, Larisa și Nicoleta. Bine, a ales-o pe Kinga, Nicoleta și Alexandra. Kinga e foarte zâmbăreață, încântată. Un pic l-a certat, l-a pus așa la colț, nu că ar sta deja la colț. A păcălit-o un pic, i-a zis de mașină. Am insistat eu să-i spună care mașină, ca să se liniștească Kinga. N-are. I-a spus cam cât costă mașina și... S-a liniștit. Da. Kinga îi place cu tren. Păi și Maria nu, nimic? Nu. De ce? Păi ce, se pare Maria materialistă? Nu, mă întreba că îi place ceva. Mi se pare fletistă. Ceva. Dacă au făcut pe aici semne cu Bianca și au făcut semne. Bianca s-a înroșit toată, dar nu știu de ce. Dar într-o dată. Doamne, Andreea, vă rog. Serios, abia aștept să te vezi. Da, m-am înroșit, Andreea. Nu pe cineva roșind, așa. Eu cred că o strânge șarpele ăla de gât, de-aia s-a înroșit. Nu, eu cred că am simțit că băiatul a venit pentru mine și eu i-am pus întrebări așa mai înțepate și el a spus că ok, nu. Te las, pa. Dar bine, le-ai ajutat pe fete, că fetele... Dormeau. Pauză. Păi eu am pus întrebări care ar interesau și pe Maria și pe King, așa, am observat, de toate. Am observat. Dar a scos-o pe Bianca. Dar pe tine, Bianca, prima oară era și dânsa în top. Dar ție cum ți se pare Bianca? M-a scos, la da. L-a deranjat. Mă inventez că eu știu. Bianca, dar cum se pare Nicolas? E de treabă. E liniștit, e calm, nu... A răspuns la toate Marie, întrebările fără nervi, nu a făcut glumii. Exact ce are nevoie, Adrian. E bun. Bun. Astăzi am luat hotărârea să nu inviți fetele la dans. Aveam altceva pregătit pentru tine, dar am zis să nu te zăpăcesc și nici să nu le trezesc pe fete, căci uite-le ce frumos dorm. Și... Îmi place calmitatea. Ai zis și să știi că este liniștea de dinainte furtunii. N-a trecut una. Și după și înainte. Da. Așa lucrăm noi. Oricând la orice. Urmează o săptămână grea, vă anunț de pe acum. Gendeală. Dar asta nu înseamnă că nu mă pot răzgândi mâine. Deci există posibilitatea ca mâine să inviți fetele în camera roșie, să le inviți la dans, să le scoți la o plimbare în parcul ăsta de aici, de lângă noi. Da, așa, privilegiu. Am dat niște exemple, la general, n-am voie. Voase exemple. Am dat, am și eu acolo niște chestii lăsate deoparte de multă vreme, nimic și... Un sac cu paracuta, imediat.